Salut! Astăzi ne uităm la Minecraft dacă ar fi realist. Începem de la lucruri simple până ajungem la dragonul din Ender. Cât de reală poate fi iarba? Wow! Wow, ați văzut cum a apărut iarba? Și uitați-vă cum merge prin ea, parcă este un covor. Dacă iarba ar arăta așa în joc, m-aș juca toată ziua. Acum hai să vedem cum arată nisipul. Wow! Ați văzut cum s-a spart așa în bucăți? Chiar arată super tare! Dar dacă să fiu sincer, mie nu-mi place nisipul. Atunci când mă duc pe plajă, îmi intră și în încălțăminte, și în pantaloni, și în chiloți. Și ajung acasă cu două căldări de nisip pe mine. Wow! Sincer, prietene, îmi place mai mult decât nisipul, pentru că s-a făcut așa niște pietricele mici. Dar cum strânge acest bloc după asta? Și mai interesant, ce se întâmplă dacă amesteci nisipul cu argila? Hai să vedem! Wow! Ați văzut cum s-au amestecat așa între ele? Un pic de nisip, un pic de argilă. Chiar arată foarte realist. Știți, prieteni, cred că slime-ul ar putea arăta foarte interesant. Hei, acesta este un slime obișnuit. Nu s-a întâmplat nimic special. Ah, stai că-l pun în partea asta-altă. Wow! Vedeți cum se întinde așa? Dar stați un pic, am zis că le luăm pe rând. Ce faci primul lucru în Minecraft? Trebuie să lovești un copac. Hai să vedem cum va arăta un copac realist. Wow! Ați văzut cum a crescut acest copac în 4 secunde? Nu-mi vine să cred! Arată atât de frumos încât ar trebui deja să aibă păsărele care ciripesc pe el. Cred că apa realistă va arăta super tare! Wow! Arată așa de parcă curge un râu și uitați-vă, se vede spuma în apa asta. Eu știam că va fi realist, dar nici chiar așa. Apa de acolo arată mai realist decât apa din cana mea. Hai să vedem lava atunci. Wow! Hei, nu încap la Iron Golem! Nu, de ce l-a pus pe Iron... De fapt, stați un pic, el este din fier, el nu va arde. Ha, ieși de acolo, ieși de acolo! Uitați-vă la el, a ieșit de parcă nu s-a întâmplat nimic, de parcă pur și simplu a făcut un duș cald. Sincer, mă bucur pentru el. Am văzut apa, am văzut lava, dar ce se întâmplă dacă le punem împreună? Hai să vedem, a pus aici apa. Oho, curge atât de multă apă dintr-un singur bloc. Ok, și hai să vedem ce se întâmplă când va pune lava. Cade, cade și... Wow! Voi vedeți, prieteni, cât de mult fum iese de acolo. Poți să te duci la sauna acolo. Dar stați un pic, iarăși ne-am abătut. După ce obții lemne, trebuie să obținem mâncare. Iar cea mai bună mâncare în Minecraft este carne de vacă. Ok, arată destul de ciudat. Cum va arăta porcul atunci? Wow! Fu, porcul arată prea realist. Nu-mi place deloc. Mai bine hai să ne uităm la niște distrugeri. Avem aici sticlă și un arc. Și... Ați văzut? Pau! Cum s-a spart sticla asta în mii de cioburi. Și uitați-vă cât de frumos sticla reflectă razele soarelui. Hai să trecem la distrugeri și mai mari. Avem aici o casă și... Într-adevăr arată ca un bulgar adevărat, uitați-vă. Vedeți cum sare zăpada așa? Chiar îmi place, zăpada arată chiar realist. Dar asta nu e destul, pentru ca să distrugem casa este nevoie de explozibil. Avem o casă și... Wow, cât de mult explozibil a pus acolo! Nu a mai rămas nimic din casa asta! Sărmanul villager care era acolo! Va veni familia lui și va fi foarte tristă! Pentru asta nota 2! Dar explozia a fost de nota 10! Aici avem baza pillagerilor și aici avem explozibil! Ok, sunteți gata, prieteni? A explodat doar o parte și restul tot se prăbușește! Hai să vedem încă o dată! S-a prăbușit toată construcția. Apropo, nu uita să dai un pumn butonului de subscribe să fie gri pentru ca să nu pierzi niciun videoclip nou de pe canalul meu. Tuturor le plac diamantele, iar pentru asta avem nevoie de un târnecop. Avem aici crafting table, trebuie să pună sus așa 3 pietre și mai este nevoie de 2 bețe. Dar nu a fost foarte uimitor. În schimb, diamantele trebuie să fie uimitoare. Vedeți cum strălucesc! Diamantele arată impresionant. Aici avem tabla pentru enchanturi. Cum va arăta realist? Wow, vedeți cum parcă sunt rădăcini. Parcă într-adevăr se întâmplă magie. Wow, ce culori frumoase. Parcă suntem într-o poveste. Asta chiar arată superb, 10 din 10. Ce avem în continuare? Oh, nu! Păi, Angel, arată îngrozitor. Dacă Minecraft-ul ar fi așa, nu m-aș mai juca niciodată în el. Uitați-vă cât de dezgustător arată. Păi, Angel, ăștia. Oh, nu, endermenii, opriți asta! Endermenii arată cu totul groaznic! Bine că ei nu sunt reali! Ce avem aici? Portalul din Nether, hai să vedem cum va arăta! Oh,
O, nu! Nu, l-a luat pe Cuțu? L-a luat pe Cuțu în altă dimensiune! Bro! Acum mi-am amintit, cu 5 ani în urmă aveam și eu lumea mea în Minecraft. Și aveam un câine care mă așteaptă acolo de atunci. În fine, portalul arată super tare, parcă iese foc de acolo. Bă! Asta ce mai este? Gaz? O, nu, ne urmărește, prieteni! Băi, cât de dezgustător arată! Nu mai vreau să văd așa chestii în viață! Hai mai bine să ne uităm la ceva frumos, de exemplu la floricele! Uitați-vă cât de colorate și frumoase sunt! Deja le simt mirosul de la ele! Apropo, prieteni, am și eu o floare pe care am primit-o la ziua mea! Uitați-vă cât de frumoasă este și da, chiar dacă nu are flori, este o floare! Să nu scrieți în comentarii că nu este o floare, pentru că este o floare, ok? Și după cum vă ziceam, nu știu ce nume să-i pun, așa că vă rog să-mi dați idei în comentarii! Acum hai să continuăm cu cea mai interesantă parte, portalul spre Yen! Ok, arată obișnuit! Wow! Vedeți cum se duc particulele spre centru și fac portalul? Nu mă așteptam să arate așa de tare! Și acum hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă Yen-ul ar fi realist! Wow! Totul arată atât de dramatic! Parcă suntem într-un film! Chiar sunt curios, va scoate flăcări dragonul? Wow! Ce flacăra este reală! Yen-ul primește nota 11 din 10, arată excepțional! Ce va face? Va ucide dragonul? L-a nimerit și dragonul se sparge în diferite bucăți. Asta a fost incredibil. Asta e tot. Dacă te-ai distrat alături de mine, atunci îți recomand să vezi și următorul videoclip. Eu pot așa, așa, așa și așa. Eu pot așa, așa.